Dacă v-ați făcut planuri pentru această săptămână, trebuie să știți că vremea va fi schimbătoare în aproape toată țara. În sudul țării sunt așteptate ploi de scurtă durată. Cerul va fi variabil cu unorări temporare și, pe arii restrânse, vom avea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, iar cele minime între 13 și 23 de grade, mai coborâte în depresiuni. În capitală, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Maximele nu vor urca mai mult de 30 de grade. În aceeași situație vor fi și giurgiuvenii. Potrivit meteorologilor, marți seara va ploua, iar maximele nu vor depăși 25 de grade Celsius. Vremea va deveni instabilă, cu pregătire în seara zilei de marți, când vor fi precipitații însoțite de descărcări electrice. Va continua să plouă și în perioada zilei de miercuri, dar acestea se va întâmpla izolat și pe alături. Așadar, vremea va deveni instabilă încă de marți seara, când va ploua în aproape toate regiunile. Cei mai norocoși sunt cei care se află pe litoral. Apa mării este tocmai bună pentru o bălăceală, iar soarele își va intra în dreptul încă de la primele ore ale zilei. Valorile termice se vor situa între 25 și 30 de grade. La munte, media temperaturilor maxime va marca o scădere semnificativă, de la 21 de grade în primele 3 zile ale acestei săptămâni și până la 15 grade în perioada 18-20 iulie. Săptămâna viitoare, vremea se va încălzi, iar valorile termice diurne vor crește ușor și treptat și vor ajunge la o medie de 32-34 de grade. Vor fi situate maximele în jurul valorii de 30 de grade, iar minimele între valorile 15-17 grade.